Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la cea de-a 71-a ediție a analizelor economice, un proiect comun Iris Viitor și privesc eu toate celelalte ediții pe care le-am realizat. Noi le puteți privi pe paginile oficiale ale instituțiilor noastre sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect, în opinia mea, extrem de important, despre care în formatul dat n-am vorbit niciodată, dar cred că este exact momentul potrivit, economiile nete ale populației. Deci este timpul potrivit, sunt câteva lucruri care s-au întâmplat, dar și suntem într-o criză continuă deja de 3 ani de zile. În prezent suntem într-un șoc energetic pe care Moldova nu l-a avut niciodată și atunci când ne apropiem de acest subiect, sper că în zilele următoare, săptămânile următoare, la una din ediții, voi vorbi despre cum cetățenii noștri vor trece această iarnă. În baza unui sondaj pe care l-am realizat noi și sper că vor fi niște cifre interesante, dar atunci când omul este într-o criză, atunci când omul are o problemă, el are două soluții. Sau cheltui banii pe care economisit, sau să împrumută. Evident, să te împrumuți cea mai proastă soluție, cel mai bine să cheltui banii pe care economisit. Câți bani economisesc cetățenii noștri? Câți bani au cetățenii noștri strânși? Noi folosim noțiunea de economie liniete, care acum am să explic ce înseamnă, dar trebuie să o spunem că cetățenii noștri economisesc sau strâng banii în trei surse diferite. În privința la primele două noi deja avem date, în privința la treia nu avem. Deci prima sursă pe care are cetățeanul nostru, el pune banii la bancă. Câți bani au pus cetățenii noștri la bancă? Despre asta vorbim astăzi și în principiu lucrul acesta poate fi foarte ușor calculat. Banca Națională cu amabilitate ne oferă datele. Al doilea sursă, cetățenii noștri împrumută pe alți cetățeni, rude, prieteni. Suma aceasta de bani tot o putem calcula, noi deja am calculat-o în baza unui sondaj, am aflat că cetățenii noștri împrumută la alții 11 miliarde de lei. Dar aici, cu partea economiei liniete, suntem pe zero. Că dacă cineva a dat 11 miliarde de lei, cineva a luat 11 miliarde de lei și per total e zero. Al treilea sursă sunt așa numiți bani la ciorapă. Aici e mai complicat. Din acest motiv, acum sunt în căutare și practic am reușit să discutăm cu cineva care să ne ajute să realizăm o cercetare economică. Noi suntem de 15 ani de zile, facem sondaje economice, am mai prezentat date și în alte ediții, în care vrem să vedem câți bani economisesc cetățenii noștri acasă, câți bani acasă au, în ce valută, în lei, în euro, în dolari, poate unii mai au și rubli rusești, deci toate lucrurile acestea sper că într-un viitor apropiat vom vorbi. Astăzi noi vom vorbi despre economiile nete care sunt sub formă de depozite la bancă. De ce utilizez noțiunea economiile nete? Dacă cetățenul nostru a depus 100 de lei la bancă și a luat 30 de lei credite, atunci de fapt economiile lui sunt doar 70 de lei. Economiile nete nu sunt altceva decât suma tuturor depozitelor de la bancă minus toate creditele de la bancă. Simplu spus, imaginăm că într-o zi se duc la bancă, dau toate creditele pe care le-au luat și iau înapoi depozite. Deci suma pe care rămâne, deci suma curată care rămâne, sunt economiile nete. Economiile nete, la ziua de astăzi, pentru luna septembrie, ultima dată când avem datele, au ajuns la 19,4 miliarde lei. Deci suma totală de bani economisită de cetățenii noștri în bănci este egal cu 19,4 miliarde lei. Dacă observați, valoarea maximă a fost atinsă în 2015, când economiile nete au fost de 25,4 miliarde lei. După aceasta am avut o cădere continuă, cel mai mult a scăzut în anul 2021, dacă observați, cu 3,2 miliarde lei au scăzut și acum vom vedea din ce cauză. Și Banca Națională, știți cu unul din factori care este, a început să ridice rata de bază. Rata de bază a avut două efecte, dorite de fapt de Banca Națională, lucru care ne-a permis că de la căderea economiilor nete ale populației, acum să înregistrăm chiar o ușoară creștere. Dacă observați, în primul trimestru am avut o scădere a economiilor nete, iar în trimestru 2 avem o creștere, iar în trimestru 3 chiar o ușoară accelerare a creșterii. Deci Banca Națională, prin acțiunea sa, a dorit să descurajeze împrumuturile și să încurajeze depozitele. Respectiv, tu ai mai multe depozite la bancă și ai mai multe împrumuturi, în felul acesta cresc economiile tale nete. Haideți să uităm în dinamică ce a influențat cel mai mult factorul care a determinat economiile noastre nete. Dacă observați, în anii 2013-2014, în mod special,
Depozitele la bancă creșteau cu mult mai mult decât creșteau împrumuturile care le-au cetățenii. Spre exemplu, în 2014, anul record, când economiile nete ale populației au crescut 4,34 miliarde de lei, oamenii au depus la bancă 5,39 miliarde de lei și au luat în plus 1,35 miliarde de lei credit. În total, economiile populației au crescut cu 4 miliarde 400 de milioane, record absolut care n-a mai fost atins până în ziua de astăzi. În 2021 avem un antirecord absolut. Oamenii au depus la bancă 5,32 miliarde de lei sub formă de depozite. În schimb, au luat credite 8,3 miliarde de lei. Uitați-vă, suma creditelor luate în plus în anul 2013 sau soldul creditelor au crescut cu 8,3 miliarde de lei, dublu față de orice alt record. De fapt, anul trecut am avut o nebunie a consumului, populația, pur și simplu economiile care le aveau s-au băgat în consum și acesta a fost unul din factori care a influențat cumva și inflația și a influențat deciziile băncii naționale de a înăspri politica monetară, pe de o parte să descurajeze împrumuturile, pe de altă parte să încurajeze economiile. Și uitați-vă așa ce se întâmplă. În primul trimestru noi am avut de fapt și efectul războiului, dar oricum per total am ieșit cu depozitele sau au crescut cu 0,35% creditele cu 1,31% până când mai mult, iar din trimestrul 2 deja efectele politicii monetare și acum aveți vedeți, dau efectul, au rezultat, 1,36% au crescut depozitele, creditele doar cu 1,33%. În trimestrul 3, în general, creditele nu au crescut deloc, 0,31 miliarde, depozite cu 0,37. Apropo, aici, ca cei care vor asculta atent și urmăresc datele, când vorbesc de credite, eu am asumat toate creditele, nu doar creditele bancare, dar toate creditele luate de la bănci, de la companiile nebancare, de la Asociația de Economii și Împrumuturi, de la companiile de leasing. Deci, absolut din tot domeniul. Deci, vorbim de volumul total din împrumut ale populației. Bani, oamenii țin doar la bancă, dar din împrumutate sunt împrumute din toate sectoarele. Dacă observați, efectul al politicii monetare a fost încurajarea economiilor. Care au fost depozitele noi în acest an? Dacă observați, în acest an, în trimestrul 3, avem un record absolut al depozitelor cetățenilor. Deci depozitele cetățenilor în trimestrul 3 al anului 2022 au crescut cu 10,3 miliarde de lei. Deci 10,3 miliarde de lei au fost aduși de cetățenii noștri la bancă. Dacă vă uitați, depozitele n-au crescut atât de mult. De fapt, ce s-a întâmplat? La populație se finalizau depozitele vechi și datorită dobânzilor noi, ei puneau banii înapoi la bancă la o dobândă cu mult mai ridicată. Recordul precedent a fost atins tot în trimestrul 3 în 2016, noi atunci am avut o dobândă tot foarte mare, acum vom vedea ce se întâmplă, dar era o diferență. Atunci depozitele erau relativ egale dintre lei și valută, acum datorită dobânzilor foarte mici la valută, datorită faptului că leul nostru este foarte puternic, dacă observați, 80% din toate depozitele care sunt în prezent sunt în lei. În valută sunt doar 20%. Practic, cetățenii noștri de la depozite în lei, de la depozite în valută au trecut la depozite în lei și noi avem un record absolut în trimestrul 3. Ori, în trimestrul 3, de fapt, s-au bătut două recorduri. Pii de o parte, practic n-a crescut volumul de credite luate de populație, oamenii ezită să mai împrumute, iar pe de altă parte depozitele noi au crescut un record absolut. De ce aceasta se întâmplă? Eu am luat dobânda medie trimestrială, apropo dobânda lunară a fost și mai multă, dobânda medie trimestrială și uitați-vă ce avem noi. În anul 2021 dobânda medie trimestrială a ajuns la cel mai mic nivel din istoria noastră. 3,6%. Evident, la 3,6% nimeni dorește să depună bani la bancă. În valută, în general, 0,34%. În 2016, vă aduceți aminte când am vorbit că atunci a fost recordul precedent, dobânda a crescut până la 17%. Acum noi deja suntem 13% dobânda medie trimestrială, iar dobânda lunară deja depășit de 14%, asta este media ponderată. Sunt depozite la care dobânda este chiar 15% și mai mult. Respectiv, creșterea dobânzii medii ponderate de 4 ori, aproape 3 ori și jumătate, a încurajat populația să depună bani la bancă. Pe de o parte s-au scumpit creditele și omul nu vrea să împrumute, pe de altă parte s-a scumpit dobânda și omul dorește să depună bani la bancă. Dacă ne uităm la dobânzile medii ponderate, maxima lunară care a fost atins într-un anumit an, observăm că ele, la noi dobânzile au o tendință clară de a se diminua în timp. Observăm, am avut anul 2000, dobânda a fost minim 25%, maxim 27%, anul trecut 3,5%,
5%, deci a fost o dobândă foarte micuță. Anul acesta dobânda minimă a fost la începutul anului 5,35%, acum a ajuns deja la 14,31% cu tendință clară de creștere. Deci această creștere a dobânzilor a încurajat creditarea netă a populației. Totuși, care este dobânda reală anticipată? Ce înseamnă dobânda reală anticipată? Atunci când eu depun banii la bancă, eu mă gândesc că mie banca să-mi dă la anul în dobândă. Însă eu îmi dau seama că am și o inflație și respectiv dobânda mea este mâncată de inflație și dobânda anticipată este egală cu dobânda care o primesc acum plus minus inflația care o acum. Dacă observăm în toată istoria Moldovei, noi am avut dobândă negativă în 2000, iar în acest an este cea mai negativă dobândă anticipată. Ce înseamnă lucrul acesta? Chiar dacă eu am 14% dobândă, în condiție când am inflația de 35%, în realitate eu îmi dau seama că la anul voi avea cu mult mai puțin bani. Totuși, istoria este puțin altfel, că de fapt dobânda anticipată nu este cu dobânda reală. Cel mai mult au pierdut oamenii anul trecut. Cu oamenii anul trecut au depus banii cu 5%, iar anul acesta inflația 35%. Drept răspuns, el are o pierdere de peste 22%. Iar oamenii din acest an, dacă au o dobândă de 14%, iar la anul inflația va fi tot 14%, în principiu ei la anul vor ajunge pe zero. De fapt, anul acesta este un an de echilibru. Dar observați că dobânda în prezent, oricum este mai mică rata inflației, dar oricum oamenii își salvează în felul dat bani. Și ultimul grafic, care sper că va fi interesant. Totuși, cetățenii noștri doar se învață a gestiona banilor. Uitați-vă foarte atent, am luat care sunt depozitele totale care le au cetățenii în bănci. Anul trecut, cetățenii noștri au avut în bănci aproape 56 de miliarde de lei. La ziua de astăzi au 53,6 miliarde de lei. Însă, din acești bani, 14,5 miliarde de lei sunt bani morți, ținut în bănci, fără dobândă. Ce înseamnă lucrul acesta? Cetățenii Republicii Moldova mențin în băncile noastre 14,5 miliarde de lei absolut fără dobândă. Să nu uităm că la ziua de astăzi dobânda a ajuns de 14% în media. Deci 14 miliarde de lei la o dobândă de 14%, asta de bine, de rău, înseamnă 2 miliarde de lei dobândă pierdută de cetățenii noștri doar în acest an, din simplu motiv că ei nu își fac 5 minute liber ca să meargă la bancă, scoată banii de la depozitele fără dobândă, să le pună pe depozitele cu dobândă. Apropo, dintre acestea, 39 de miliarde de lei care sunt depozite la bancă, încă 20% sau cap 8 miliarde de lei, toți sunt bani care sunt ținut cu o dobândă redusă. Practic, jumătate din toți banii care țin cetățenii noștri în bănci, ei sunt bani care șed sau fără dobândă sau cu dobândă redusă. Dar lăsăm asta cu dobândă redusă, vom considera că totuși este gestionat bine. La ziua de astăzi avem un record absolut. Dacă în anul 2013 doar 6% din toți banii pe care cetățenii noștri țineau în bănci erau fără dobândă, astăzi am ajuns 27%. Ce înseamnă lucrul acesta? Unul din 4 lei pe care omul nostru îi ține în bancă, îi ține pur și simplu așa. Nu îi aduce absolut niciun bănuț. Când era dobânda de 5%, asta poate nu era atât de mult. Ne gândim, anul trecut, spre exemplu, 13 miliarde, 5%, mai pierderea nu-i mare, 650 de milioane de lei anual. Anul acesta, la dobândă de 14%, 14 miliarde de lei. Uitați-vă ce se întâmplă. Că la noi, de fapt, a scăzut depozitele, dar n-a scăzut din contul depozitelor cu dobândă. N-a scăzut din contul depozitelor fără dobândă. Depozitele fără dobândă din contul au crescut. A scăzut din contul depozitelor organizate. Ce înseamnă acest lucru? Că, de fapt, cetățeanul nostru, inclusiv Războiul din Ucraina, l-a speriat și oamenii ăștia care sunt cei mai disciplinați, care sunt cei mai atenți cu banii, care îți duc și pun banii la depozit, la dobândă, ei primi s-au speriat și au scos banii. Oamenii care țin banii fără dobândă, oamenii care țin pur și simplu așa banii în bancă, ei, de fapt, nici nu au avut o mare stres, din contra, suma lor a crescut. Trebuie concluzie. Economiile populației sunt la un nivel, în opinia mea, destul de micuț,
raportat la PIB, el în general este aproape de ori mai micuț decât a fost în 2014-2015, înclinată spre economia populației noastre este una foarte redusă, ultimii ani de zile, din contra, a încurajat populația noastră să împrumute cât mai mult și lucrul acesta a diminuat economiile noastre. În opinia mea, aceasta cumva vulnerabilizează societatea. Din acest motiv, Banca Națională, cumva, parcă nu sunt de acord cu ceea ce au făcut ei, că s-au scumpit banii, dar efectul îl vedem imediat, s-a descurajat puternic consumul și s-a încurajat economiile. Și ultima, sper foarte mult, și obțin și după această ediție a analizelor economice, populația Republicii Moldova asta să înceapă să gândească, oare pentru ce eu sunt 14 miliarde de lei la bancă fără dobândă și pierderile din acest an sunt de 2 miliarde de lei. Sper că aceasta, ceea ce m-a prezentat eu, va fi util în luarea deciziilor, până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță națională.